Bună și bine ați revenit la mine pe canal! Astăzi vom vorbi despre cartea Air of Fire sau Moștenitoarea Focului. Este al treilea volum din serie, este ultimul volum pe care l-am citit, al patrulea l-am început, dar încă nu l-am terminat. Ăsta l-am terminat, cred că pe la începutul mijlocului decembrie. V-am zis că nu l-am citit, v-am zis într-un vlog, mas că n-am citit exact, n-am scăpat cartea în ghiveta pentru că era Luca și mâini de lut, ca să zic așa. Ce scrie pe dânsa este o promisiune imposibilă, un dar de temut, scrie aici. Și pe spate scrie intrigant, frumos, fâșietor, romantic și incitant. Povestea vă va captiva imaginația și vă va face să vă doriți mai mult fantasy la cel mai înalt nivel, USA Today, și un roman în care veți regăsi elemente de comedie, brutalitate, fantezie. Ma strălucește, este o povestitoare minunată, este cel mai bun volum al seriei. RT Book Reviews. Asta cred că o zic că e cel mai bun volum al seriei când a apărut volumul 3, pentru că din câte am înțeles volumul 7 este cel mai bun volum al seriei. Dar hai să vedem. Am impresia că i-am dat la ăsta, chiar i-am dat 5 stele pentru că m-a prins foarte tare. Se întâmplă și multe lucruri. Această carte este împărțită în două, gen partea 1 și partea 2. Are 650 de pagini și cam atât, pentru că nu am descrierea ei. La fel, avem harta. Vă las aici ca să o vedeți. Ia să vedem dacă găsesc eu Wendelin. Da, dacă l-aș și vedea. Da, în fine. Hai să începem să vorbim despre dânsa, pentru că facem cunoștință cu o grămadă de caractere noi. Caracterele vechi rămân. Kalaena, Kalaena, cum vreți voi să-i spuneți, rămâne, doar că descopere că ea este Aileen, nu știu cum naiba se pronunță numele caracterelor. Eu le pronunț cum le pronunț în capul meu, ca să zic așa. Cole rămâne, Dorian rămâne, prietena ei... nu știu dacă v-am zis, dar nu știu dacă ați citit, nu știu dacă v-am zis, eu mă uit aici pentru că am niște notițe, că baba, uită, v-am mai zis eu, memoria de pește și chestiile de genul. Doamne, cum că mi-a prietena aici ceva cu Nehemia, așa. Este omorâtă și este omorâtă într-un stil foarte tragic și barbar, ca să zic așa. La aceasta, făcându-i Aileen, Kalaena, cum vreți voi să ziceți, personaj principal, făcându-i o promisiune înainte să moară, cu o zi sau două sau cu ceva de genul, i-a făcut o promisiune și i-a zis că va elibera toți sclavii care sunt în acele mine în care a fost și dânsa și o va ajuta să elibereze acei sclavi. Ei, mai facem cunoștință aici, o să vedeți că începe să facem cunoștință cu destul de multe caractere și personaje. Cele pe care regele rămâne la fel, Dorian rămâne la fel, Cole, Aileen, Kalaena, cum vreți voi să-i spuneți. O să facem cunoștință cu Maeve, care este mătușa lui Aileen și o regină fei. Cu prințul Rowan, cred că așa îi se pronunță numele, care de-abia știu să văd ce se întâmplă în volumul 4, că e 2, pentru că probabil se va întâmpla ceva, cu vărul lui Aileen, Edion, ceva de genul, Doamne, deci cred că... și cu vrăjitoarea, care este cel mai mult în evidență, Manon, nu știu cum naiba îi se pronunță numele, care are niște scene în cartea asta. Da, ca să înțelegeți, în cartea asta este mult, mult, mult mai multă acțiune decât a fost în primele două volume. Deci cartea asta e
mind blown, pentru că încep să citești și ești, da, vreau să văd ce se întâmplă și în următorul, și în următorul, și în următor volum, și în următor capitol, și în următorul capitol, și ajungi să fii, să citești cartea în 2 ore. Glumesc, nu citești în 2 ore. Dar da, o facem cunoștință cu Aileen, care este moștenitoarea Terasenului, cred că așa se pronunță, care a rămas orfană la 8 ani, după cum știți, a devenit asasină. Ea este de fapt un fei, adică o ființă de asta formidabilă și minunată, ca să zic așa, și care are o anumită magie, o anumită putere întrânsă care a fost ascunsă, ca să zic așa, și care a fost stăpânită. Ea, cum ar veni, și-a cam renegat, nu prea a vrut să se lege de trecutul ei și de magia pe care o simțea și pe care o avea. Aceasta a fost trimisă în... cum se cheamă orașul ăla? Windlin, cred, sau ceva de genul, a fost trimisă de către Cole. Cole, care personaj între ei s-a înșiripat o relație și aș fi vrut să văd cum ar fi continuat această relație dintre ei, doar că Sarah J. Maas a decis că orice relație care a început are și un sfârșit și nu prea mai a vrut să continue relația dintre Cole și Kaleena. Dar asta este altă discuție. În fine, este trimisă în Wendlin, cred că așa se pronunță, de către Cole pentru a fi salvată, să-i spunem așa, deoarece regele cam dorea să o omoare, ca să spunem, și avea o putere destul de mare și nemărginită și nu prea înțelegeau ăștia cum are regele așa putere. Bine, s-au cam prins ei la final când au descoperit niște lucruri în volumul trecut și niște lucruri care le-a cam învățat Cole pe parcursul acestei discuțiilor lui cu alte personaje și Kaleena, care a mai descoperit alte lucruri pe lângă acele semne Wayne? Wine? Nu mă țin minte. Wine. Eu mă gândesc la fin. În fine. Ideea care este? Ea este trimisă în Wendlin, cum vreți voi să spuneți, și acolo este mătușa ei, Maeve, care e cam she's a bitch, ca să zic așa. Ideea este că ea acolo se întâlnește cu Rowan, cred că așa se pronunță numele, care este trimis să o ia și să o trăinuiască, să-i spunem așa, să o învețe să-și controleze puterile și să și le, da, gen când e o luptă, să aibă parte de acele puteri. Vedem cu adevărat care este puterea ei la aceste antrenamente, pentru că ăsta cam e genul ăla de personaj... Adică, na, își cam dau pumn și picioare, ca să înțelegeți, cam astea sunt antrenamentele și este un caracter foarte dur, Rowan, comparativ cu ce a avut ea până acum și cam scoate cei mai rău din trânsa, ca să spun așa. Și este o scenă în cartea asta care tot timpul mi-a rămas și o să-mi rămână în minte când ea este în cadă, să vă las o imagine cum v-am mai lăsat și până acum, în care ea este în cadă, întoarsă cu spatele la ușă și stă și nu mai țin minte, ori plângea, ori stătea pur și simplu și se relaxa și se odihnea, dar nu mai țin minte, și Rowan intră înăuntru în cameră și îi vede spatele. Țineți minte că ea a fost biciuită în acele mine din cauza că a vrut să scape și... În fine, am vorbit din volumul 1 sau ceva de genul despre asta. Am să vă las link dacă nu uit. Și acesta îi vede spatele și face niște ochi foarte mari, dar nu întreabă nimic, doar pleacă, iese afară din cameră, închide ușa după el, nu o trântește, că de obicei se cam trântesc uși în scenele astea între ei și tensiunea este foarte mare, dar nu trântește ușa, o închide frumos, chiar a specificat autoarea chestia asta, și pleacă.
Acesta reușește să o facă pe dânsa să-și descopere acele puteri care... Da, ei nu e înăuntru ei, ca să spun așa. Și este surprins și el de puterile ei, cum este și ea, pentru că... Na, puterea ei, cum ar veni, e cam ucigătoare și cam... E cam greu de ținut în frâu, ca să zic așa, și pentru ea și pentru restul din jur. Să zicem că se înfiripă ceva între ei, dar e o chestie așa minimalistă, dar știu că se va întâmpla ceva între ei mai încolo, pentru că, spoiler alert, cărțile astea s-au apărut de nu știu când și eu abia acum le citesc. Cred că una, nu pot să zic că e chiar cea mai preferată, dar îmi place atunci când Manon, acea vrăjitoare, da, vrăjitoare, ei sunt convocați de către, am uitat cum o cheamă, în fine, ei trebuie să lupte împotriva regelui, adică al tatălui Dorian. Și acestea sunt mai multe vrăjitoare, nu-i numai dânsa, și acestea trebuie să-și aleagă, să se antreneze cum ar veni și să-și aleagă fiecare câte un dragon. Nu știu de ce vreau să zic balaur. Nu, câte un dragon. Ideea este că aceasta, când își alege dragonul, gen, și-l alege pe ăla cel mai tăcut și cel mai, gen, cel mai prost din curtea școlii, ca să zic așa. Doar că relația dintre ei doi este total diferită față de cum era relația dintre celelalte vrăjitoare cu dragonilor. Aceasta intră, adică, nici nu știu cum să vă zic, ca să nu vă dau chiar toate spoilerele din carte, ca să vă las și pe voi să citiți, dar ea ajunge să fie cam șefa clanului, ca să zic așa, șefa clanului vrăjitoarelor într-un final, dar până ajunge acolo înfruntă destul de multe lucruri. Tot aici o să, cum am zis, o să ne întâlnim și cu verișorul lui Aileen Aiden sau ceva de genul. Care, na, își cam pune viața în pericol ca să o ajute pe dânsa și nu numai, să-l ajute și pe Cole să înțeleagă care este faza și pe Dorian, care, între timp, Dorian, puterea lui pe care o are și, da, puterea lui pe care o are și care era ascunsă, gen, acea magie pe care o are dânsul, și cam începe să se ridice la suprafață și cam începe să fie recunoscută, să zicem așa, și de alții. Și acesta o întâlnește pe Sasca, Șașca, da, tot timpul încurc numerele ăștia. În fine, întâlnește pe o tipă și începe să aibă acele mici, mari sentimente pentru dânsa și să înceapă. Ea era o tămăduitoare, ca să zicem așa, și tot timpul îi vindeca rănile, pentru că acesta reușea tot timpul să se bată, să se lupte și chestii de gen. Ideea care este că el se îndrăgostește de această tipă și ajunge la final, spoiler alert, oricum v-am zis că o să fie total spoilere și nu v-am pus la final, la început, când începe partea de spoiler, adică de acolo full, vă zic tot ce se întâmplă. Ideea care este că acesta se îndrăgostește, tatălui află că acesta are acele puteri magice și decide să o omoare pe tipă, în sensul că îi taie gâtul. Simplu și la... Și Dorian va fi prins în mrejele și în acea minunată decizie a tatălui lui de a-l transforma pe Dorian în altceva. Nu vă zic în ce, că probabil vă voi zice în volumul 4, după ce îl citesc și eu și aflu mai multe. Îmi place foarte mult de relația lui Dorian cu Cole, pentru că acesta încearcă să îl salveze cât de cât pe Dorian din ceea ce îi se va întâmpla și relația lor ajunge într-un punct în care
e acel respect față de ei, deși să zicem că poate nu se înțeleg sau poate că au avut acele mici discuții pentru Eileen, ca să zic așa, Kalina sau cum mai vreți voi să-i spuneți, dar între ei tot timpul există acel respect și tot timpul a fost acea prietenie care, na, nu poți să zici că nu și-ar dori unul altuia binelui, ei tot timpul și-ar dori binele unui altuia. V-am zis, singurul lucru este că mi s-a părut că relația dintre Kailena și Cole s-a terminat așa ca într-un plop. Ideea este că Cole a făcut un târg cu tatălui, ca să zic așa, și ar trebui să se întoarcă în regatul lui și să devină rege, să ia puterea. Dar ca să ia acea putere, a trebuit să facă un sacrificiu, în sensul că a trebuit și a fost ajutat de tatălui să o trimită pe Kailena, să descopere cine este, să o trimită în Mindlin, în fine, acolo, unde e acum. Nu știu ce să vă zic, că îs impresionată și de Balaurul, dragonul Lumanon, și de dânsa, îs impresionată și de Rohan, care a apărut și care este gen I'm the bad guy și îi the bad guy. E o carte tare interesantă, chiar dacă are numai 600 și ceva de pagini, n-am uitat deja cât, 640 și 50, 47, 44, da, 650 de pagini. V-am zis, există mult mai multă acțiune decât a fost în volumul 1 și a fost în volumul 2. Volumul 4 probabil va fi și mai multă acțiune și se vor întâmpla și mai multe, dar cam asta este despre volumul 3. I-am dat 5 steluțe, consider că este o carte de 5 steluțe, ca să zic așa. Mi-a plăcut foarte mult, sunt curioasă dacă ați citit-o, dacă n-ați citit-o. Și volumul 4 voi reveni cu un review la el când îl voi termina de citit. Am început să-l citesc, dar na, nu termin o carte de citit într-o zi, pentru că mai am muncă, pentru că mai am lucruri de făcut și după servici, pentru că na, timpul e limitat. Așa că da. Trebuie să mai beau două cafele azi. Cam asta a fost tot pentru azi, dragii mei. Este un video un pic mai lung pentru că sunt multe lucruri care s-au întâmplat în cartea asta și sunt multe lucruri pe care nu vi le-am zis, dar s-au întâmplat și sper că veți citi și voi volumul, sper că veți citi seria. Cum am mai spus, seria asta îmi place mult mai mult decât mi-a plăcut Regatul Urpinilor și a Trandafirilor. Știu, îmi voi lua hate pe chestia asta, dar I don't care. Da, și când voi termina volumul 4, voi reveni cu un review. Cam asta a fost tot. Ne auzim mâine cu un alt video. V-am pupat! Pa!